Gigi Becali a explodat după ce afla ce a fost pe lista neagră a Comisiei Europene, e clar ce doamna Macovei a dat aceste nume. Mihai Gâdea a prezentat, duminică, la sinteza zilei, un document care arată ingerine ale Comisiei Europene în justiția din România. Documentul este datat 10 octombrie 2012, adresat Guvernului României și prezintă o listă de cerine, în lecturi cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurt descriere a situației curente și să se stabilească pai următor pentru cazurile de înalt corupie care îi cuprind pe Gheorghe Popus, Adrian Nestase, Erban Berediteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Reme, Dan Voiculescu, George Becali, Cătălin Voicu, Tudor Chiariu. Cererea este una imperativ. Gigi Becali a fost invitat luni, la Antena 3, să comenteze aceste dezvăluiri. E clar ce doamna Macovei a dat aceste nume. Eu știu ce un domn judecător de la Cluj, îl cheam Gheorghe Florea, care m-a achitat în completul de 3 judectori, acum este avocat, i-a dat demisia și s-a pensionat. 50 a întrebat avocatul meu, de ce v-ai pensionat, când puteai să mai stai, i-a spus, domne, nu mai puteam să stau într-o justiție comandat, o să vede ce Gheorghe Becali va fi condamnat în toate 3 dosarele. Pei cum a? Pentru ce a trebuie? Punct asta fiu sigur. Contacta-i livedei ce vă poate spune domnia sa. Prima spus-o avocatului meu clar. A spus ce de afar, e ordin din afar să fiu condamnat în toate 3 dosarele, a declarat Gigi Becali. Întrebat de ce o benuie pe Monica Macovei, Gigi Becali a răspuns 2 puncte pe o benuiesc, pentru ce în 2012 am avut cearta aia cu Traian Băsescu. Punct doamnă. Eu nu vreau să spun ce cred, pentru ce nu vreau să mi fac probleme mai mari. Monica Macovei n-avea ea atâta putere. Știu multe lucruri, dar nu vreau să le spun eu, pentru ce nu mai vreau să am belele. N-avem ce face. A va fi cum au vrut ei,